Singura soluție a noastră ca să supraviețuim de aici încolo este să ne comportăm ca o ființă a cerului pe pământ și să lăsăm baltă toate nebunile și interesele noastre. Va fi cea mai frumoasă perioadă din istoria omenirii, nu vom mai deține nimic și vom fi fericiți. Și cum a zis un președinte de țară, acum 2-3 săptămâni de zile, epoca bunăstării s-a terminat total, nu vom mai reveni niciodată la această epocă. Bună, Radu! Bună, Marius! Bine ai venit în frumoasa emisiune, cum se spune. Mulțumesc! Subiectul nostru de astăzi este despre. Păi, în principiu, aș vrea să vorbim un pic despre Marea Resetare. Este un subiect pe care l-am mai atins în videouri, dar cred că e destul de complex și merită o atenție mai în detaliu, mai ales că cel mai probabil ne îndreptăm spre ea și pași facem tot mai rapid în direcția asta. Cred că e bine să înțelegem mai bine ce ne așteaptă și cum ne putem pregăti. Ești de acord? Da. Bun, păi hai să vedem. Oamenii încep să se plângă tot mai mult că vin vremuri grele, e situația tot mai grea, nu o să mai avem bani, inflație, prețuri ridicate. Ce se întâmplă mai exact cu omenirea? Dificil. E pe ultima sută. Când eram în lumea de dincolo și am intrat în cercul acela al înțelepților, ei primiseră o sarcină să găsească o soluție, să schimbă direcția de preocupări de pe pământ și în timpul acela era război. Prima misiune era să oprească războiul și a doua misiune era să modifice modul nostru de a vedea lucrurile și să ne îndrepte spre suflet, să ne desprindă de materie. Asta este tema importantă. Acele ființe din lumea de dincolo, foarte înțelepte și foarte mari, pentru că erau niște globuri alb-mate, cu dimensiune mare, peste o minge de plajă a dimensiune, față de cealaltă globulețe care aveau dimensiunea capului de om. Așa, și multicolore. Acelea erau alb-mate, aveau o lumină puternică în interiorul lor. Și aveau o calitate deosebită, puteau să inducă mental o anumită ordine, anumite porunci pe mase mari de oameni. Dar ei pot să intervină, dar nu vor să intervine ca omul să se trezească că vede lucrurile altfel, ci trebuie să-și cucerească singur această înțelegere. Deci asta înseamnă că ei se vor folosi de sistemul ierarhic după care este construită lumea și de sus în jos vor veni tot felul de restricții ca să poată fiecare din noi să cucerească această înțelegere și ca să rămână. Deci problema lor este că, bun, îi dai această înțelegere, dar trebuie să rămână. Când se face inducție, trebuie făcută inducție repetată. Deci nu rămâne. În situațiile de viață, omul încetul cu încetul își poate uita inducția respectivă și să schimbe programul, să revină la vechile obiceiuri. Deci asta este tema lor. Și atunci când au trimis pe unul de-a lor pe pământ să găsească o soluție, el a zis că probabil că trebuie să apelăm la ființele din spațiu paralel. Acolo sunt, așa zis, și extratereștrii și îngeri, adică tot ființe globulare din zona de sus de la prag, înalt vibraționale, care au aceeași putere de influență asupra minții oamenilor. Și asta se întâmplă și acum s-a întâmplat în ultimul timp treptat. Cosmosul, de civilizațiile cosmice, nu sunt civilizații materiale. Eu când am fost pe planeta extraterestrilor, n-am văzut case, mașini și
Nimic din ceea ce consideră. Ei sunt uniform. Aveau ca o aceeași uniformă cu toții. Și din cauza asta trebuie să le aliniem la acest trend, la această direcție, pentru că, datorită atașamentului de material, noi am devenit foarte agresivi și atacăm natura, universul și pe ei. Deci atacăm pe toată lumea, atacăm și pe Dumnezeu, deci încercăm să distrugem totul. Deci suntem foarte periculoși. Într-o experiență pe care am avut-o la Severin, la fel cu un aparat din asta de zbor de-a lor, vreau să spun că noi împrumutăm lor această viziune, că este un aparat, dar s-ar putea să fie altceva. Deci noi le dăm acea imagine cu care noi suntem obișnuiți. Deci ei ar putea să nu fie un aparat. Deci le împrumutăm o viziune pe care o avem noi. Civilizația extraterestră, cea pe care am văzut-o eu, este o civilizație spirituală. Și probabil că toate sunt așa. Diferența este spirituală între noi și ei, dar avem aceleași calități pe care le au și ei. Dacă eu, un copil, la liceu, am putut să mă deplasez pe direct, pe distanța între Pământ și Lună, pe distanța 3 stații de trolebus și înapoi, asta înseamnă că orice om poate să facă acest lucru. Pe de altă parte, fiecare din noi poate să călătorească în timp, în trecut și în spațiu. În cele 4 cărți am scris cum se face, dar sunt sigur că oamenii nu văd, pentru că sunt exact lucrurile care nu le convin. Deci asta este obstacolul. Obstacolul este această nebunie de a câștiga, de a aduna, de a face totul pentru interesul propriu. Pentru că nu se înțelege că noi suntem o ființă a cerului, nu suntem o ființă materială. Atâta timp când noi suntem concentrați pe materie, materia va exista pentru noi. În momentul în care ne retragem atenția de pe ea, ea poate să dispară și atunci ne dăm seama că am trăit într-o iluzie, într-un vis și suntem visul lui, de fapt. Noi, în fundal, la 15 secunde în spatele formei, suntem spațiu infinit de puncte aurii de fericire, fiecare din noi. Deci suntem egal cu toții. Așa cum am spus, suntem egal cu muntele Himalaya, cu Oceanul Pacific, Oceanul Indian, cu stelele, cu soarele, cu tot ce vrem noi. Suntem aceeași ființă comună. Dar comportamentul nostru nu este așa. Comportamentul nostru este individualist. Pentru că noi ne vedem autonomi și avem impresia că suntem separați. Nici nu ne gândim că avem același suflet, nici nu putem închipui. Este peste închipuirea noastră. Și există anumite mijloace prin care noi am fost programați să ne comportăm ca o ființă decăzută și programarea a fost făcută prin scripturi. De aceea ziceam că dacă acolo la prag, în zona unde am fost eu, dacă erau 30 de globulețe și acestea sunt dintre ce mai avansați pe Pământ, adică în lumea de dincolo avansat înseamnă prost, adică neinteresat de valorile materiale. Naiv, copilăros, dus cu capul, acesta este profilul ființei care este divine, care este la rai, acolo, în rai. Oameni neînsemnați pe care nici nu-i vezi, nu sunt nimica în societate. Cu cât omul urcă pe ierarhia socială, cu atât el își pierde din calitățile acestea și din smerenie. Deci smerenia nu este o proprietate a oamenilor care ocupă poziții importante în societate. Sunt profesori, doctori și așa mai departe, pentru că omul lui Dumnezeu nu vrea să fie un profesor, nu vrea să fie doctor, nu vrea să ocupe o poziție importantă în societate, nu este interesat de așa ceva. Interesat să atingă smerenia. Smerenia este cea mai mare forță în lumea de dincolo și cea mai mare putere. Așa. Da. Acum noi trebuie să ne aliniem la acest deziderat, acest model după care funcționează Universul. Cam în 15 ani de zile trebuie să realizăm acest lucru. Dacă nu, intrăm într-un mecanism de extinție în masă, care va fi în toate modurile posibile, din toate direcțiile. Restricții de peste tot, va fi vaiet, va fi chin. Inclusiv, spre exemplu, noi ne bucurăm că oamenii, spunea cineva, am impresia chiar Camelia, spunea că oamenilor le place să nu facă nimic.
nu să nu mai meargă la servicii, este chinuitor serviciu pentru ei. Dar ei nu înțeleg că în momentul în care le dau venit minim garantat și stau acasă și își fac plăcerile și se distrează, îi pierd energie subtilă, le scade sistemul imunitar. Sistemul imunitar este ținut în întărit mereu numai prin greutăți și prin solicitări. Deci noi suntem o ființă relațională, avem nevoie să comunicăm cu ceilalți și să ne confruntăm cu greutățile vieții, că numai ele ne încarcă cu energie subtilă. Stăpânii la lume știu asta foarte bine. Pe de altă parte, vor fi afectați cei care sunt necredincioși, numai că cei necredincioși sunt majoritatea. Asta este problema. Și nu știu cum pot să rezolve problema. Revin la cele 30 de ființe globulare de la prag, de acolo, din Everestul Luminii de dincolo, zona cea mai de vârf, așa zis Surai. Dincolo de zona tampon este tronul Tatălui Cerești și partea dreaptă este iadul 2. Primul iad este până la fluiul de gânduri, deschis de Ilie Cioară, moartea morții și desăvârșirea, unde acolo se decantează toate răutățile noastre și dacă le pierdem, suntem recirculați. Dar în iadul 2 sunt irecuperabili. Și acolo am văzut că sunt miliarde și miliarde și miliarde. Nu avea capăt. Deci era infinit de ființe cenușii înghesuite unele în altele și țipau. Asta am spus că acuză foarte mult biserica care nu a reușit să facă nimic ca să poată să schimbe oamenii și să-i scoată din zona respectivă. Oamenii, majoritatea populației este destinată zonei de jos, zonei de sub fluviul de gânduri deschisă de Ilie Cioară, moartea morții și de săvârșirea, ales primul iad. Majoritatea ajung acolo. Pentru că nu trăiesc o viață desprinsă de materie, sunt nebuniți numai pentru a aduna și a câștiga. Problema celor din iadul 2 aceasta era. Când m-am apropiat de ei, să văd de ce țipă și de ce este acolo, ei aveau regret. Regretul ăla este un fel de foc interior care îi arde cumplit și nu au niciun fel de speranță. Deci n-au speranță că vreodată vor mai fi trimiși pe pământ ca să poată să își repare acest mod de a vedea lucrurile. Și într-un singur mod s-au comportat toți erau la fel. S-au ocupat numai cu câștigatul, cu adunatul, de a face cât mai mult, a câștiga cât mai mult pentru ei. Asta este tema. Pe de altă parte, eu am întâlnit două ființe întunecate, deci doi colegi de mei care s-au transformat în diavol în fața mea, într-o formă groasnică. Bine că neavând comparație, nici frică nu aveam, dar m-am uitat la ei și am vorbit cu diavolul din ei care îi dirija, erau posedați și a încercat același lucru să mă convingă și pe mine. Deci tema diavolească este asta care este la reclame peste tot, să cumperi cât mai mult, să te distrezi, să te plimbi. Deci ceea ce noi vom păți acum în 15 ani de zile, după 15 ani de zile, vom intra în acest mecanism de diabolizare generalizată. Oricum suntem în zona aceasta că puțin dintre noi sunt dezinteresați de a câștiga și de a avea. Îți trebuie smerenie. Din cauza asta, prima etapă pe care o folosesc ființele din lumea de dincolo prin ființele extraterestre sau îngeri este aceasta de a ne da restricții cât mai multe ca să ne ducă în poziția aceasta de împuținare, pentru că în puțin ni se ridică vălul de pe față și începe să fim sensibili. Deci asta este soluția. Trebuie să fim deposedați de tot ceea ce avem noi și prețui mai mult. Deci nu există o variantă în care să avem bani sau bogăție materială. Nu există. Și să trăim în acord cu legile divine. Trebuie să suntem sortiți să le pierdem. Da, pentru că ego înseamnă posesie. Și dacă renunțăm de pe acum la ele de bunăvoie? Deci, prima mișcare este să nu adaugi mai multe. Că din cauza asta restricțiile care vin, pe exemplu, creditul carbon, nu se mai dă voie să cumpăr mai multe aparate electrice în casă. Dar e vreo diferență între dacă renunțăm acum de bunăvoie la ele sau ni se iau forțat mai încolo?
Păi este o diferență, că nu mai este nevoie să vină spre tine punctual cu constrângeri. Deci trebuie să înțelegem că divinul are atenție distributivă și vine punctual pe fiecare, în funcție de nivelul de atașare și de orgoliu pe care îl avem. Deci posesiv înseamnă orgoliu, înseamnă agresivitate interioară care atacă specia umană, deci pune în pericol viața, pentru că natura urmează omul. Și universul la fel îl pune în pericol și toate celelalte civilizații. Deci noi suntem pricină de cădere pentru toată lumea. Deci suntem foarte, foarte periculoși. Deci revin la Severin. Ființele acelea din aparatul respectiv au avut puterea să țină tot orașul cu bărbia în jos. Era o forță care apăsa orașul și numai psihică. Și nu mai ridicai capul deloc. Deci forța este imensă a lor. Trebuie să se înțeleagă lucrul ăsta. Și îți intră în cap și te comandă. Că parcă ești un roboțel. Și faci ceea ce ți se spune, nici nu știi, nu te poți opune, nu te poți împotrivi. E un fel de hipnoză, nu știu cum să zic. Și mi-au transmis că noi suntem o civilizație foarte, foarte înapoiată și că ei sunt un fel de tutoră pentru noi care trebuie să ne păzească, să nu dăm foc la planetă și la univers. Asta este preocuparea lor. Un fel de gardieni ai cosmosului. Da. Și dacă nu, dacă în 50 de ani, deci după 15 ani vine o perioadă de 50 de ani în care vom fi scăzuți în toate modurile posibile, dacă nu reușim, deci populația globului e o cernere. Toți cei care sunt brutali ca și comportament vor fi scoși din planul fizic. Dacă totuși nu realizăm un efort individual de elevare a sufletului, adică să ne schimbăm preocupările, să atingem o stare de înțelegere, de bunătate, adică care sunt caracteristicile sufletului nostru, că noi suntem o ființă divină, să ne comportăm ca o ființă divină pe pământ, atunci vom fi înlocuiți. Adică pământul va fi... va intra într-o extinție puternică. Extinția asta poate să fie, spre exemplu, catastrofe de toate felurile. În ale naturii, catastrofe financiare, economice, deci vine de peste tot, în toate modurile posibile. De fapt, în 15 ani asta se va întâmpla, dar se va întâmpla treptat, ca să putem să le înghițim. Suntem exact în poziția broaștei care este aruncată în apă și se încălzește apa încetul. După care ea se moleșește și când își dă seama că fierbe acolo, nu mai are forță să iasă. Da. Asta este fenomenul, asta se va întâmpla. Interesant este că niciodată în istoria omenirii nu s-a întâmplat la nivel global, deci extinții de genul acesta s-a întâmplat, nu? Sodoma, Gomora și atâtea situații au fost, nu? Pompei, spre exemplu, și orașele care erau în jur. Deci s-a întâmplat doar punctual. Punctual. Acum însă, pentru că bunăstarea aceasta ne-a făcut pe toți să ne ducem spre materie, să ne lipim de ea, va trebui să fim desprinși și forțat toată lumea. Tot pământul. Până acum au căzut imperii, acum cade omenirea. Da, da. Cu totul. Cu totul. Și nu se poate face nimic, pentru că Divinul a dat poruncă acelor ființe globulare mari și ele împreună cu ființele statuiste sau îngerii execută această poruncă divină. Vreau să spun cum este ierarhia. În vârful conducerii lumii sunt niște ființe care sunt non-umane, adică prea puțin umane. Arată ca și noi, știi, trăiesc foarte, foarte simplu, i-am povestit despre ei, dar nu sunt umani. Adică nu au preocupările pe care le avem noi. Preocupările. Și puterea lor, de ce sunt respectați de cei care conduc lumea? Bogații ăștia pe care îi vedem noi în față. Sunt respectați pentru că au puterea aceasta psihică de a influența gândurile lor. Deci puternic este cel care are această autoritate psihică. Iar autoritatea psihică se obține prin smerenie, prin iubire. Deci omul care este bogat are închisă această direcție. Nu? De-aia și majoritatea populației lumii nu poate să ajungă la această înțelegere pentru că este preocupată de materie și materia este obstacolul. Materia este obstacolul.
Deci noi nu avem posibilitatea să ajungem la această înțelegere și la această îndumnezeire decât dacă ne desprindem de materie. Deci materia nu trebuie să facă să fie idol. Vreau să spun că omenirea a intrat în programul acesta de mii de ani și certificarea a fost în Vechiul Testament. A fost și mai înainte, într-o formă mai diluată, în Tao Te Ching, că Dumnezeu este non-intervenție, este apa, deci asemănător cu apa, trebuie să fii moale și vulnerabil ca și apa, dar pentru noi pare absurd. Deci singura soluție a noastră ca să supraviețuim de aici încolo este să ne comportăm ca o ființă a cerului pe pământ și să lăsăm baltă toate nebunile și interesele noastre. Va fi cea mai frumoasă perioadă din istoria omenirii, nu vom mai deține nimic și vom fi fericiți. Și cum a zis un președinte de țară, acum 2-3 săptămâni de zile, epoca bunăstării s-a terminat total, nu va mai reveni niciodată la această epocă. Crezi? Deci ei când spun asta, nu spun că din mintea lor. Este o sinteză, o inducție de la, din zona de vârf a conducerii Universului, a lumii de dincolo. Deci așa se va întâmpla. Îți dai seama, hotărârea care este, care vine de la divin, nu se poate opune nimeni. Indiferent ce se întâmplă, nu se poate opune. Pe de altă parte, toată lumea vrea asta. Adică o să le dea venitul ăsta minim garantat, o să dea posibilitatea de a-și face toate plăcerile și gusturile. De ce? Ca să-i cearnă. Deci dacă omul, spre exemplu, stă acasă și nu face nimic, el a murit, îi scade sistemul imunitar. Dacă el nu dă energie, el nu câștigă energie. Deci asta e modalitatea de a... E o formă de a se elimina ce e inviabil. Da, și să văd ce chestie. Ce mai urâți de Dumnezeu sunt cei care zic că sunt credincioși, dar se întoarcă în comoditățile și bunăstarea lor și trăiesc viața gândind că cea mai mare fericire pe pământ este să adune cât mai multe bucurii pentru simțuri. Aceștia sunt cei mai urâți pentru Dumnezeu, aceștia vor fi eliminați primii. Ei nu au energie, ei au frică. Adică ei sunt fățarnici și această fățărnicie este foarte urâtă pentru divin. Să o vadă. Culmea este că îi critică pe ceilalți și zic că sunt necredincioși, sunt atei, dar taman ateii, pentru că te lasă greșit, taman ăia sunt adevărații credincioși. Deci credincios este numai omul care te lasă așa cum ești și nu intervine și nu vrea să te schimbe. Nu vrea să te controleze, nu vrea să modifice ceva la tine. Numai aceia sunt credincioși. Deci tocmai ateii care sunt criticați sunt oameni mult, mult mai apropiat de adevăr decât cei care zic că sunt credincioși. Deci este o nuanță care este importantă și așa se va începe. După care, după ce ia pe cei care zic că sunt credincioși falși credincioși și nu sunt, că au o răutate incredibilă. Se cred aleși, deosebiți, speciali și îi desfii și desconsideră pe ceilalți, îi ignoră și îi urăsc. Îi atacă. De ce? Atacă cu nivelul de bunăstare pe care îl au acasă. Din cauza asta, omul trebuie să nu aibă bunăstare ca să poată să iubească. Exact cum era titlul care ți-a plăcut ție astăzi, nu? Cum sunt? Da. Un pic. Zicea că după apocalipsa egoului rămâne doar iubirea necondiționată. După apocalipsa egoului rămâne doar iubirea necondiționată. Camelia. Super. Așa este. Și dacă, da, dacă vom pierde tot și vom deveni spirituali, adică pierdem tot ce e material și câștigăm bogăția spirituală. Rămânem într-un minim necesar, cât ai nevoie, deci nu chiar tot. Putem spune că devenim și noi extraterestri? Păi da, intrăm în rândul acestor civilizații, hipercivilizații. Avansate. Deci nu se poate, nu poate exista o hipercivilizație fără spiritualitate. Hipercivilizația nu este civilizație materială. Și la cine putem aștepta? Nu e tehnologic, e o nebunie. Noi credem că trebuie să căutăm să avem tehnologie. Nu e tehnologică.
Cum ar arăta lumea dacă n-ar mai fi bogăție materială și ar fi spirituală? Iubire înseamnă acea putere pe care o ai psihică, adică realitatea ți se supune. Deci ființele extraterestre psihic comandă ce vor ele. Deci forța lor este imensă, puterea lor este imensă. Și sunt ca și noi. Dar au dezvoltat calitățile sufletului așa de mult încât, am spus, poți să călătorească pe distanțe foarte mari, poți să se ducă în trecut, poți să se ducă în viitor și ceea ce e cel mai interesant, trăiesc în planul paralel și nu-i vedem. Sunt printre noi, se plimbă așa printre noi și nu-i vedem. Pentru că noi nu vedem decât materia, că preocupările noastre sunt concentrate pe materie. Vezi acolo unde ești concentrat, numai acel lucru îl vezi. Dacă îți retragi atenția, începi să vezi și altceva. În experiența aceea pe care am avut-o la 5 ani cu camera care mi-a dispărut, acest lucru am făcut. Deci mi-am retras atenția pentru că observam că obțin o stare de fericire incredibilă. Era un bonus. Îți arăta că dacă faci asta, dacă nu te duci în gânduri și în imaginele propuse de ființa aceea gând, atunci ca bonus primești o stare de fericire incredibil. Și o căutam. Și mergând mereu în spate, deodată realitatea aceasta a dispărut, că ea este țintuită de noi prin preocupările, prin atenția, prin proiectele și țintele noastre concentrate pe viitor. Și noi mereu o reproducem. De în sine nu există nimic. V-a întrebat cineva acum câteva zile într-un webinar că dacă ați mai avut întâmplări din acestea extrasenzoriale, să zic, în ultima vreme și dumneavoastră a spus că nu, că pe măsură ce trec ani te atașezi tot mai mult de materie. De ce ne este greu să rămânem detașați? Sunt învrăjiți. Sunt învrăjiți. Chiar și când știm. Chiar da. Da. Ce să spun, așa arată și moartea. Deci merge fără... Te vrăjește. Da. E de fapt ăla cu glugă. E un bărbat cu glugă neagră. A, ce chestie. M-am dus că m-am întâlnit cu niște prieteni care au fost și ei pe canal aici și am discutat cu ei. Da. Sunt puțin mai tehnici. Și unul dintre ei la Sibiu, acolo la tine... Lângă Sibiu am stat într-o noapte și într-o noapte s-a simțit privit. Și când a deschis ochii pe geam, a văzut dincolo de geam, era un tip, un bărbat cu glugă. Și se uita așa printre... Nici nu îi se vedea ochii. Și da. El s-a speriat, pentru că îți dă și o senzație de teamă, de frică, foarte puternică. S-a speriat și el s-a gândit că cineva i-a spus ca să te aperi de asemenea lucruri, trebuie să spui o mantră. Și a început să facă ca, nu știu cum să zic, ca un câine din ăla care, ca un lup. Făcea au, dar se striga foarte tare de s-a auzit în toată pensiunea. Da. Și până la urmă s-a retras ființa respectivă. Deci moartea e un bărbat. Da, uite. Uite, ziceți de cei care conduc omenirea și practic ei sunt puși acum de divin să ne aplice aceste restricții și să facă tot ce se întâmplă acum în lume. Dacă pierdem tot și devenim o civilizație spirituală, ce se întâmplă cu acești conducători ai lumii? Pentru că noi ne schimbăm, se schimbă și ei. Ei arată nivelul nostru de lăcomie. Cu cât lăcomia lor este mai mare, cu atât lăcomia noastră e mai mare. Deci ei ar dispărea dacă lăcomia noastră ar fi scăzută. Dispar de la sine. Ei sunt proiecția în afară a noastră, sinteza noastră, suma tuturor lăcomiilor. Da, se zice, deci 1% din populația lumii deține peste 80% din averea lumii.
Din cauza asta, pentru că e lăcomia noastră. Aia e lăcomia noastră. Și, dacă da. Noi ne reducem lăcomia și, ca și soluție, acum, că vor veni restricții de toate felurile, singura soluție este să te împuține singur, să te autolimitezi. Dar cine face lucrul ăsta? Cine face, cine știe? Că nu știu. Nimeni nu le spune. Trebuie să descoperi singur să înțelegi despre ce vorba. Și nu poți să înțelegi decât prin suferință. Omul, după ce pierde toate lucrurile pe care se baza el, atunci revine la Dumnezeu, pentru că nu mai are pe cine să se bazeze. Spre exemplu, îi dă o boală de lungă durată, a consumat toate alternativele și atunci cedează. Putea de la început, dar nu a vrut. Da, da. Și acești conducători sunt cei pe care îi vedem noi în frunte astăzi și cei mai bogați sau așa, sau sunt alții și mai în spate? Sunt executorii. Ei sunt alții și mai în spate. Ordinele care vin de sus, de la ființele acelea non-umane sau prea puțin umane, care sunt simple, sunt ca și noi, sunt extrem de simple, pentru că numai simplitatea te menține în divin. Deci acesta ar fi modelul pentru fiecare să se reducă. Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Am povestit că în armată, când am plecat, am intrat într-un sat unde era o veselie, cum l-am văzut, și eu am crezut că am murit. Da, am crezut că sunt în rai, pentru că toată lumea era fericită. N-am văzut în viața mea un sat întreg fericit. Deci cei adulți stăteau pe băncuțe la porți, iar copiii se jucau pe mijlocul străzii, uliță, și era o fericire incredibilă. N-am văzut așa ceva. Bine că și la noi aici, București, cam așa era, oamenii stăteau pe băncuțe și era aceeași fericire. Fericirea porniște când pierzi posesiile. Posesia ția din energie. Da. Deci acum noi suntem, de-aia spuneam că etapa în care mergem noi, înaintăm noi acum, este într-adevăr distrugerea egoului, este apocalipsa egoului, în schimb este înălțarea sufletului. Este cea mai frumoasă etapă prin care a trecut și va trece omenirea. Nu a fost niciodată așa ceva, nu s-a întâmplat niciodată, dar cine înțelege lucrurile în modul ăsta? Acela va trăi. Vorbeam cu soția că legat de a avea copii și are oarecum o teamă, fiindcă toate, fără excepție, deocamdată toate exemplele pe care le are în jur de familii cu copii, sunt, să folosim niște termeni pământeni, un eșec. Adică nu se înțeleg, nu se iubesc, atașați foarte mult și practic în ziua de azi a devenit excepția. Au devenit cei fericiți, nu mai este o regulă, doar excepție. Normal ar fi să fie invers, excepția să fie cei nefericiți. Sau... Da. Zicea domnul Străinu, ați făcut și am pus pe canal un video, că ar trebui la nivel planetar să existe o conducere, o instituție, ceva de genul s-a exprimat, că în momentul de față, dacă, spre exemplu, vine cineva pe pământ și vrea să vorbească, cui se adresează? Că nu există cineva care să fie conducător decât Dumnezeu. Cum vedeți asta? Că s-ar face, nu știu, un guvern mondial sau ceva? Lucrul ăsta se și întâmplă. Deci există modul ierarhic de conducere a lumii clasic, cu societăți secrete, și există o ierarhie acolo și, de fapt, ființele non-umane lucrează prin ei, dându-le anumite porunci. După care ei se trezesc și fac un nou curent numit neomarxism și iau toate aceste măsuri de restricții și mai departe, și așa cred că lucrurile trebuie să fie, dar credința respectivă este indusă. Înțelegi? Da. În zona de vârf se întâlnesc cu acele ființe înalt spirituale, dar au respect absolut față de ei. Au un fel de, au totuși o restricție.
Exact aia din Iov, știi? Să nu te atingi de sufletul lui. Ei fac în așa fel încât ne îndeamnă ca singur să alegem să murim. Deci ne duc în situația în care să fie așa de sufocant situația încât singur să vrem să murim. Să nu mai vedem niciun sens în viață. Să nu ne mai dorim nimic. Știi? Deci ne duc în situația disperată în care omul singur se va arunca în prăpastie. Exact cum spunea cineva, nu o să-i omorâm, intrăm într-o perioadă de extinție în masă, nu o să-i omorâm, deci după 15 ani va intra perioada asta, în 15 ani trebuie să se introducă complet tot mecanismul marii resetări, care înseamnă ID digital, QR, credite sociale, credite carbon, deci reguli de toate felurile, un control total asupra omului, prin ID-ul digital te leagă de bancă, adică salariul și pensia o primești și dacă nu respecti regulile, atunci încep să fii restricționat în toate modurile posibile, pierzi din libertăți, așa, deci ca la Pavlov, te forțează. Dacă vede că mănânci mai mult decât e nevoie sau bei mai mult, îți restricționează lucrul ăsta, nu mai poți să mai cumperi nimic din ceea ce îți plăcea. Deci, pentru că singur nu vrei să te restrângi, vei fi restrâns cu forța. Deci divinul a intrat acum în fiecare din noi. Deci fiecare din noi, în modul acesta, este luat la țintă. Este un fel de lagăr digital. Apoi, moneda fiat, cash, va fi eliminată, va intra în funcțiune o monedă digitală care va elimina hoțiile de toate felurile și controlul va fi mult mai puternic. După care tot felul de camere de filmat peste tot, am discutat, controlul va fi absolut. Absolut. Și prin mijloacele acestea digitale se mai impune. Da, prin mijloace digitale. Bun, păi hai să vedem concret. Să presupunem că ești acum soț-soție, ai un copil, doi copii, lucrezi un job oarecare, normal, la o corporație, ai credite, facturi, toate cele. Ce ar putea să facă o familie de genul acesta concret să se pregătească și să fie mai desprinsă și mai bine poziționată, să zicem, din punct de vedere ierarhic divin, pentru această mare resetare. Deci concret. Fiecare posesie pe care o are, o mașină, o casă și mai departe, datorii la bancă, sunt agățări. El e agățat de sistem. El trebuie să rupă legăturile cu sistemul, să nu mai stea agățat. Ca să nu fie instrumente de presiune pe el. Deci mașina va fi instrument de presiune, casa la fel, datoriile la bancă la fel, tot timpul va fi presat în toate modurile posibile. Pe de altă parte, li se vor lua proprietățile. Proprietatea înseamnă independență. Deci clasa de mijloc va fi atacată. Pentru că independența înseamnă putere. Deci omul care este independent nu mai respectă regulile, nu face ceea ce îi se spune, nu se supune. Știi? Și atunci nu trebuie să își piardă independența, da? Deci pierderea independenței este puterea stăpânilor la lume. Deci ei vor face asta în mod neapărat în maxim 15 ani de aici încolo. A început acum 2 ani și acum se continuă mai departe. În fiecare an vor apărea elemente noi. În România ID-ul digital la anul va intra în funcțiune. Toată istoria noastră personală, istoria medicală, învățământ, tot ceea ce sunt în noi va fi pus acolo în ID-ul digital. Și, de exemplu, dacă vrei să te duci într-o excursie undeva, nu-ți dă voie să intri în aeroport că zice că n-ai plătit curentul. Da. Deci că se vede toate acolo legate între ele. Toate lucrurile care nu le-ai plătit. Deci e o disciplinare a lumii. Zicea în cartea Secretele întregii vieți că am publicat noi un video, cred că săptămâna trecută, că aceste credite
imobiliare pe 30 de ani, cam cea mai mare capcană în care am căzut noi, fiindcă pe lângă că te leagă 30 de ani de a fi disciplinat și a plăti lunar, asta te leagă de un job și te pune oarecum într-o anumită linie dictată de ei, că ești forțat să faci acele plăți, te și leagă material că acum, dacă înainte, spre exemplu, stăteai într-o chirie, acum ai ceva de pierdut, ai o proprietate. Da, deci să se știi prinde că din acum două direcții. Va fi din ce în ce mai greu, foarte puțin vor supraviețui acest sistem dacă au credite, pentru că dobânzile vor crește. Cu inflația, păi... dobânzile vor crește și atunci nu vor mai putea să plătească și vor pierde proprietățile. La noi, în mod special, pentru că 80% dintre oameni au proprietăți, în Occident 20% este invers și vom fi puternic loviți de chestia Deci asta. un prim pas ar fi dacă am putea să scăpăm de această legare de o bancă, de credite. Să nu te Ar bagi fi... în credite cu băncile, pentru că băncile vor fi instrumentele cele mai prin care... puternice de deposedare de proprietăți. Bun. Hai să vedem cu copiii. Ce ar trebui să învățăm pe copii, ce ar trebui să le spunem, să îi pregătim pentru perioada asta următoare de 15 ani de Este foarte transformări complex. majore? Foarte complex. Ar trebui acasă cumva să facem homeschooling, adică și pe de altă parte trebuie unul dintre părinți sau, nu știu, amândoi cu rândul să le acordă toată atenția. Învățământul este declasat pentru că ei nu au nevoie de oameni care să înțeleagă fenomenele. Efortul ăsta a fost făcut de mii de ani. Ei au construit anumite concepte și noi lucrăm cu conceptele lor și ajungem la concluziile lor. Și avem impresia că așa este normal să fie. Dar normalitatea este inversul a tot ceea ce există, ceea ce au spus ei. Dicționarul limbii române are peste 95-97% de cuvinte care descriu ego-ul. Toate trebuie date peste cap și luat inversul. Nu este nimic adevărat. Sunt circuite logice prin care noi lucrăm, spre exemplu, iertare. N-ai cum să le ies pe celălalt din față că în momentul în care noi avem agresivitate interioară, ceilalți îți întorc înapoi ceea ce ești tu. Sau sistemul juridic. Sistemul juridic pedepsește pe Dumnezeu, de fapt. Deci omul din față, hoțul, corectează o adicție la noi, un atașament de materie și noi pedepsim pe cei care ne vindecă sufletul. Deci totul este invers, este pe dos. Pe dos. Nu știu dacă vreodată omenirea va ajunge să înțeleagă aceste lucruri. Există rezistență foarte mare. Nu știu dacă se poate. Trebuie să ni se ridice vălul de pe față ca să putem să vedem. Din cauza asta este esențial să pierdem tot ceea ce prețuim noi mai mult. Să nu mai avem posesii, să nu mai avem mai nimic. Pentru că altfel nu vom vedea limpede. În continuare vom apăra nivelul la care am ajuns. Uite, din punct de vedere medical, au existat vremuri în care lucrurile erau invers decât acum. Adică, probabil, cum ar fi normal să fie. Cred că în Roma antică, medicii erau plătiți atâta timp cât erai sănătos. Când te îmbolnăveai, atunci încetau să te mai plătească. Exact. Uite, prin anii 1800 ceva am citit că existau 7 boli. Iar medicamentele nu erau sintetice, toate erau pe bază de plante. Acum interesul, fiindcă ei sunt plătiți atunci când ești bolnav, că îți recomandă medicamente, că au procent din vânzări, că te duci să nu la ei și îți iau pe definitiv consultanță. Să perpetueze, da. Da, acum scopul este să te țină bolnav, că altfel nu fac bani. Da. Pe de altă parte, noi nu știm că ne îmbolnăvim. Trebuie regândite toate sistemele, să incentivăm în opus oamenii față de cum sunt acum. Numai independent, dacă omul se strânge așa în jurul unor idei, dar să lași liber, să, dacă înțelege bine, dacă nu înțelege, pleacă singur, cum este în școala iubirii, numai așa, să vrea singur să poată să depășească aceste limitări, aceste concepte care sunt autodistructive. Așa au fost gândite de la început. Ei au sute mii de specialiști care le gândesc. Când a introdus conceptul acela de stimă de sine, ei de fapt au vrut să crească orgoliul omului ca să cheme forțele cerului să-l scadă. Deci știu foarte bine mecanismele, pentru că ele studiază de mii de ani la măsuță. Am spus diferența, ei au instituția învățătorului, noi nu avem așa ceva, avem ritual. În timp ce noi facem ritual, deci noi evoluăm, ei evoluează.
Bun, am vorbit un pic despre bani, credite, despre copii. Mai vorbeam noi pe canal că unele persoane care sunt în școala iubirii lucrează la școli de sfinți și au meseriile cele mai înălțătoare. Din punct de vedere al jobului, al meserilor, ce schimbări am putea face în perioada următoare ca să fim mai aliniați cu legile divine? Nu chiar meseria în sine este problemă, ci dăruirea din timpul petrecut la o slujbă. Deci dăruirea ta să fie absolută, să te comporți ca un slujitor, să-i slujești pe toți, cu cât locul pe care l-ai acolo este mai jos, cu atât este mai bine, cu cât este mai sus, cu atât omul devine mai orgolios și va muri. Era Gerhard Amipesa Hammer, cu noua medicină germană. Avea o întrebare. Într-o întreprindere au fost dați afară toată lumea, tot personalul. Cine a făcut cancer, cine a făcut boli de lungă durată, cine n-a făcut nicio boală? Directorii au făcut toți cancer, boli de lungă durată au făcut șefii de serviciu și cei care erau dezinteresați, care aveau funcții joase, n-au făcut niciun fel de boală, mai ales femeile de serviciu. Deci noi nu suntem interesați să urcăm în ierarhia socială, suntem interesați să nu urcăm. Invers. Da. Deci totul este pe dos. Ca să poți să ajungi la, cum să zic eu, la divin, trebuie mereu să te opui interesului propriu. Binelui Deci propriu. nu. Pentru că binele propriu este binele egoului, egoul este diavolul. Ăla cu glugă este Da. diavolul. De ce? Când se iese din corp, noi dăm de aceste ființe ale întunericului. Deci primul strat este populat de ființe întunecate care te sperie sufletul. Deci noi trebuie să fim curați la suflet ca să nu ne oprim în zona respectivă, să trecem pe lângă ea. Deci cu cât omul este mai curat la Da. suflet, adică dezinteresat de valorile materiale, cu atât mai sus urcă lumea de dincolo. Le vom repeta 20 de ani de aici încolo sau 30, dar și mai departe voi mergeți mai departe cu ele, măcar să se mențină focul așa aprins. Nu este important să adere oamenii, pentru că nu e important ca toată lumea să treacă de fluid de gânduri. Important este ca cel care ajunge la această înțelegere este de fapt momentul în care trebuie să ajungă. Fiecare și ceilalți vor ajunge și ei în alte momente. Dar dacă ajung în zona aceea cu irecuperabil, nu mai au șanse. Posibil să, da. Deci e foarte important aici cum te comporți. Trebuie să nu vrei lumea, asta e singurul secret. Să păstrezi o distanță față de ea, să nu o vrei cu totul. Să fii dezinteresat. De a câștiga, de a avea. Mai mult. Rămâi la un minim necesar și e suficient. Deci soluția ne-ar fi neapărat să ne dăm acum toți demisia și să căutăm să ne angajăm în azile Nu, de acolo bătrâni sau ceea așa, ce că ai de avem făcut, nevoie da. de toate joburile până la urmă, dar important e cum ne comportăm în acea meserie și să fim Sigur. în dăruire și slujire cât de mult posibil, să ne ajutăm colegii, să ne oferim, Sigur, sigur, sigur. să nu căutăm să Sigur. urcăm cât mai sus. Da, pentru Asta că e trebuie să important. ai toată siguranța că în momentul în care ești bun cu colegii, ai o funcție de răspundere, ești director și ești bun și îi susții pe tot, vei fi dat afară. Ăla nu e un director bun. La mine Bun. Bun. Cred că sunt niște sfaturi bune. Vreau să mai deschid un subiect controversat pe care l-ați spus de curând, tot așa, într-o înregistrare. Ați zis că dacă biserica ar fi ajutat cu adevărat oamenii și pe majoritatea oamenilor, n-ar mai fi existat. ne-ar fi N-ar fost mai fi fost desfințată, sigur permisă. că da, sigur. Puteți să mai explicați un pic asta? Exact ca directorul care face bine pentru toată lumea. E dat afară. Da. Că scopul nu ăsta e pentru instituții. Da, pentru că omul care este bun se gândește la ceilalți și scade profitul. Deci el nu se gândește la profit. Ca să poți să te gândești la profit, trebuie să fii crud, dur.
neuman. Și înseamnă că la nivel global nu există nicio țară, niciun președinte care să facă pentru poporul lui? Deci noi avem impresia că sunt unii împotriva altora, nu? Sunt zone așa de putere. Ni se spune, da. Nu, nu e adevărat. Sunt toți la un loc. Sunt toți la un loc și lucrează la comandă de sus, divină. Hai să vezi că Marea Resetare se aplică peste tot. Pe tot globul, indiferent de țară. Pentru că toate sunt experimente care merg paralel. Și dacă chiar ar exista care să se opună, cum a fost și acum 2 ani situația în care au existat 3-4 șefi de stat care s-au opus, într-un final au mai fost șefi de stat. Dacă da, s-au mai opus, nu au mai fost șefi de stat. Dar și opoziția asta și aia este cu îngăduință. Hai, opune-te să vedem cum se comportă. Da. Dar nu se iese. Din sistemul acesta nu e controlat absolut, în mod absolut. Nu există democrație. Niciodată nu am votat noi. Întotdeauna iese cine trebuie. Noi ne ducem degeaba la vot. Nu este... Apropo de astea două părți, care dualitatea în care trăim noi, că mereu vedem că toate situațiile care se creează și toate conflictele, toate lucrurile pentru care nu suntem noi de acord și ne certăm și sunt, de fapt, situații de împărțire în ei și noi. Era o metaforă că dacă pui niște furnici roșii într-un borcan împreună cu niște furnici negre, ele nu se ceartă, nu au nimic una cu altele, se înțeleg și funcționează în armonie. Dar dacă închizi borcanul și-l agiți, din momentul în care te-ai oprit, ele încep să se mănânce între ele. Și întrebarea era cine agita borcanul. Așa și la noi. Cineva agită mereu un borcan și noi începem să ne mâncăm între noi. Dividend impera. Dacă nu ar agita nimeni borcanul, noi am putea trăi foarte bine. Da. Și știi cum ne fac să ne bătem? Stimulează împărțirea. Împărțirea în bine și rău. Oamenii se împart în tabere, unii țin cu o parte, alții cu alta și se bat între ei. Când da, am da. Împărțit, a pornit lupta. Ni se oferă tot timpul două variante ca să împărțim, să ținem cu una. Și ai văzut la școala iubirii, sunt printre elementele esențiale, să înțelegi că din față vine divinul în toate aspectele. Deci, și cum ziceți dumneavoastră, să existe și, nu sau. Exact. Deci dacă el se exprimă, pentru că e același procent de 97% în toate corpurile și în tot ceea ce există în toate formele, nu este nimic ceva mai bun decât altceva. Sfântul este egal cu cerșetorul. Deci nu este. Au același procent. Ei lucrează însă la noi corector. Hoțu, pe exemplu, lucrează asupra noastră pentru că noi avem atașament și trebuie să ne despartă. Deci omul acela care are un nivel de ego asemănător cu al nostru este folosit corector de Dumnezeu. Dar numai divinul lucrează împotriva noastră, împotriva ego-ului nostru, deci ne distruge ego-ul. Deci nu oamenii ne fac ceva, ci prin ei Dumnezeu ne corectează. Când înțelegi lucrul ăsta, nu mai poți să te superi pe om, nu mai poți să iei personal. Eu cu tare mi-a făcut ceva. Nu s-a făcut cu tare. Divinul l-a folosit și asta este, că tu te-a prins că ești atașat. De fapt, ți-a făcut un bine. Omul acela, de fapt, te încarcă cu energie subtilă. Și hoțul și păgubitul sunt în egală măsură sfinți și... Nu numai, dar este el, că dacă își dă masca jos așa, și hoțul și mai știu care, este tot divinul. Da. În toate formele. Nu că ăla este hoț, că e divinul sau este criminal. Tu ești el, în oglindă. Deci sunt care, tu l-ai creat. Sunt tine care sunt, l-ai creat, l-aduci din față. De aia justiția nu poate să fie o adevărată justiție, că sancționează pe Dumnezeu, de fapt. Că de ce îmi scade mie orgoliu și îmi salvează mie viața? Deci e total absurd. Justiția umană nu e adevărată justiție. Justiția corectă, divină, trebuie să fie bazată pe prevenire
și să-l învețe pe om să nu mai împartă în bine și rău, că în momentul în care a împărțit, a pornit mecanismul de, a pornit dușmanul, adversarul care vine spre noi, îi dăm și puterea și ne și distruge. Deci întotdeauna când noi alegem o soluție egotică, trebuie să înțelegem că vom fi distruși. Deci nu e... Deci e făcută de niște... Parcă suntem nebuni. Deci este ilogic să vrei să fii distrus. Deci calea egotică este cu suferință. De ce am vrea suferință? Nu înțeleg. Că merge până la capăt, merge până la moarte și după aceea vine iadul, că cele două iaduri care ne așteaptă. Deci nu e. Sunt ființe care sunt neevoluate și nu merită să trăiască. Da, justiția exact dualitatea asta de care vorbeam. Agitatorul de borcan, că ai părâtul și reclamantul și ambii își caută dreptatea, când acceptarea ambelor situații și ar fi intrarea în divin și cea care ar aduce liniștea. Și nu sau sau. Uite ce interesant. O doamnă avocat de pe grup spunea, sunt uimită de faptul că cei care sunt acuzați au o inimă așa de înfrântă, sunt așa de înfrânți, de parcă sunt Dumnezeu în persoană. Nu pot să le spun, nu pot să spun nimic despre ei. Îmi vine să plec din avocatură. Da. Da. Păi de fapt ele au fost folosiți. Victime. Deci divinul i-a folosit în un anumit moment, gata. Ele sunt adevăratele victime, da. Exact. Da. Și părâtul, cel care își caută reclamantul, pardon, cel care își caută ăla este dreptate, criminal. Este... Ăla e criminalul. De la el a pornit totul. A determinat exteriorul să vină împotriva lui să-l lovească. Și oamenii se sacrifică, săracii. Se sacrifică viața, intră în închisoare ca să să salveze ție viitorul. Da. Ce chestie? Dacă noi am fi fost ceva grozav, cine știe ce profesori, universitari și mai departe, și am spune aceste învățături, toată lumea zice, ce minunată, adevărat, toată lumea ar fi impresionat. Numai că un profesor universitar și oameni în poziții importante societate nu ajung la aceste învățături niciodată. Numai omul simplu. Omul simplu poate să înțeleagă că îi se ridică boalul. Știi, niciodată oamenii care au, care noi sunt vipuri, știi? Noi îi apreciem, ei nu se atingă niciodată această înțelegere. Nu li se dă voie. Numai omul de nimic. Omul de nimic. Noi avem aici gospodine, avem femei de serviciu, avem oameni simpli de tot. Bine, și avem și oameni care au fost în poziții importante și acum sunt oameni simpli. Chiar am deci pus omul care suferă, îi se ridică voalul. Da, aveam un afiș în care zic că sunt atât de fericit, tocmai fiindcă am suferit atât de mult. Că acolo ți se relevă adevărata cunoștință în suferință. Exact, exact. Cum ai pus tu titlul astăzi despre bucurie? Deci adevărata bucurie nu este bucuria egoului. Da. E când depășește egoul. Bucuria egoului durează foarte puțin. După care vine o tristețe care este continuă. Și adevărata tot așa mai fost... este lipsa. Când nu posezi nimic, nu ai grijă de nimic. Și atunci exact. Ești cel mai fericit om din lume. Nu ai ce să pierzi. Liber. Da, nimeni n-are ce să-ți ia. Nu-i frică. Da. Deci așa trebuie parcurs traseul noi, lumii noi. Fără posesie, ca să poți să nu fie afectat. Că oamenii o să-și piardă, spre exemplu, li se blochează banii în bancă. O să fie dramă. Adică nu e bine spus blochează, confiscă. Deci peste o anumită sumă, lucrul ăsta s-a aplicat în Grecia, nu? Peste o anumită sumă au fost confiscate. Și în Liban, acum așa. Da. Și peste tot. Deci astea au fost zone de experiment și acum se vor generaliza la nivel global. Da. Dar uite, dacă intri acum, să zicem, pe internet și cauți
cum să ai succes. Rezultatele care îți vor apărea acolo în căutări este cum să faci nu știu câți bani, cum să ai X bunăstare, poziție în societate. Deci noi așa definim succesul la momentul actual, așa îl definește societatea. Dar ce înseamnă din punct de vedere divin să ai succes? Succesul înseamnă moartea sufletului. Din cauza asta suntem îndemnați. Este o strategie din aceasta de extinție în masă. Omul se îndreptă spre materie ca să moară mai repede. Pentru că materia ia din energia subtilă din viață. Și apar neplăcerile. Vine cazurile, deci asta fac ei stăpâni oameni. Ne duc în poziția în care singuri chemăm forțele cerului ca să ne scadă. Singuri. Și nu ne dăm seama și nu înțelegem. Adică, da. Din punct de vedere divin, nu merităm să trăim. Deci, acele ființe care se îndreaptă spre materie, la nivelul cosmic, nu merită să existe. Și vor fi scoase din planul fizic în următoarea perioadă, 15 plus 50 de ani. Dacă în 50 de ani nu vor fi eliminați, intrăm într-o extinție în masă puternică, care poate să fie dură, dură rău de tot. Închipuiți, pe exemplu, o explozie a unui vulcan, care vine și rade în câteva minute în oraș. Da? Sau gazul acela toxic, care deci, te sufocă. Deci asta înseamnă extinție în masă. Este foarte periculos. Noi credem că este o glumă, dar este exact un fel de Sodomă la nivel global. Extraordinar de puternică. Și cu cât omul este mai neatent la aceste lucruri și nu ia lucrurile în serios, cu atât va fi mai puternic pentru el. Desprinderea va mai dureroasă. Pentru cei care înțelegem la aceste lucruri și încercăm să ne păzim zi de zi de tot ceea ce este mai mult, că trebuie să pornească de la mâncare. Mănânci mai puțin, nu te mai speli cu apă caldă, te speli cu apă rece, deci mereu dai semn că materia nu este pe primul plan. Atunci te încași cu energie subtilă și faci spațiu la gol în care vine Divinul și prezența Lui este cea care te ajută. Am dat exemple în asemenea videouri despre noua lume nouă cu acel avion cu oameni de afaceri din Arabia Saudită care a explodat deasupra Golfului Mexic, Golfului New York. Și unul dintre ei, un om de acolo, el nu era om de afaceri, el era în plus acolo. A luat și el bilet și i-au dat că mai era un loc liber. Și el nu a trebuit să moară. Deci a fost apărat de divin. Deci dezinteresul de materie este cel care te salvează în noua lume nouă. Altfel presiunile vor veni spre noi din toate colțurile, de peste tot. Ei, practic, când ne îmbolnăvim, primul lucru pe care încep să-l faci este să te restrângi. Automat nu-ți mai trebuie să mănânci. Da. Mai mănânci o pâine prăjită, poate natural. Și aia lipsită de gust. Da, nu-ți mai trebuie. Deci mecanismul automat și instinctul corpului este de a se restrânge. Dar așa și la nivel de societate, acum la nivel planetar. Noi suntem bolnavi ca omenire, practic. Omenirea e bolnavă. Instinctual, primul răspuns ar fi să ne restrângem. De asta avem nevoie. Și dacă nu facem, uite că vin restrângeri cu forța, că vedem aici aproape de noi ce se întâmplă. Da. Da. Ce ne mai puteți spune în cuvinte biserica acceptate și de mass media, să zic? Biserica e cauza. Întâmplă... Oamenii au încredere în biserică și în cei care o conduc și în sfaturile lor. Și nu i-a sfătuit acest lucru. Ei trebuiau zi de zi să spună nu vă duceți pe materie că muriți în toate predicele lor. Nu aveți nevoie, că omul când se duce acolo și dea catiste, el cere să-mi dea casă mai frumoasă, nu? Un serviciu mai bun, o femeie mai frumoasă, ceva. Deci din lumea aceasta, orice cer din lumea aceasta nu-ți va da. Un succes la examen, un succes la examen, un interviu. Deci nu există cerință. N-ai ce să ceri la divin, că nu se poate, că tu ești divinul. Nu poți să ceri la tine însuți. Da. Deci trebuia să ne învețe să ne împuținăm. Pe de altă parte, ai văzut că la congresul de gerontologie scria nu se poate
prelungi viața decât prin înfometare. Altă soluție nu este. La fel și aici, nu putem să supraviețuim în noua lume nouă decât dacă ne restrângem. Nu se poate. Da, asta inclusiv în învățăturile astea convenționale, am văzut că și dacă te duci și la nutriționist, și la antrenor de sport, și la psiholog, și nu știu, chestia asta cu restrângerea, cu postul intermitent, e singura chestie pe care se pun toți de acord. Deci, dacă suntem un pic atenți, o găsim și în învățătura convențională. Da. Apropo de ce se întâmplă aici, aproape de noi, ce ne mai puteți spune? În ce direcție credeți că o să meargă lucrurile în următorul un an, doi, să zic? Oamenii sunt fascinați de exterior. Și l-au făcut deja idol. Aș putea spune că nu au șansă. Nimeni nu poate să-și închipuie cum să-și reducă bunăstarea, nivelul la care au ajuns. Nimeni. Și văd drame personale la fiecare, disperare, boli. Omul când e disperat se îmbolnăvește. Uite, bunica mea a avut un magazin. Și după al doilea război mondial s-a făcut o restaurație monetară, nu? Exact cum se face acum. Vom trece la Da. moneda digitală. A strâns mulți bani cu care putea să cumpere multe case și mai departe. I-a pierdut pe toți. În urma acestei pierderi a făcut cancer la stomac. Înțelegi? Deci foarte mulți oameni vor muri, că nu vor putea să accepte lucrul acesta, pentru că ei sunt atașați de materie. O viață întreagă, așa au gândit că este fericirea, să aduni pentru corp. Când de fapt fericirea este să nu aduni, e invers. Să nu vrei mai mult, să te împuținezi. Dar Dar uite, noi nu noi. putem concepe asta, că nu ne zice nimeni lucrul ăsta. Nu ne zice că, spre exemplu, binele propriu e diavolul. Că e binele diavolului, binele egoului. Sufletul este indiferent. Deci el nu vede pentru el totul este bine și lipsa este bine, este bună pentru el. Deci nu vede plinul mai important decât lipsa. Deci indiferent ce se întâmplă, pentru el totul este egal. Dar uite, noi am fost învățați la nivel de societate, să vedem pierderea ca pe un lucru devastator. Când ți se ia ceva, când se întâmplă o catastrofă naturală, când se fură, când moare cineva, dar sunt civilizații pe pământ care la moarte se bucură, spre exemplu. Exact invers. Da, sunt. Noi cum ar trebui să vedem lucrurile? Păi cum spunea Domnul Iisus, cine va căuta viața o va pierde, cine o va lăsa, deci cine va vrea să piardă, o va câștiga. Asta se aplică acum, nu a lume nouă. Deci cine va lăsa toate lucrurile. Când cine va dori să piardă și se va bucura la pierdere, acela va trăi. Numai acela. Dar sunt foarte puțini. Procesul de autodistrugere se va duce pe 50 de ani, cam așa. Adică oamenii care sunt atașați de materie vor suferi în toate formele posibile. Că nu este suficient să se închidă, spre exemplu, posesiile, obiectele din casă, proprietatea, casa, pământul, să ți le ia. Nu e suficient. Omul rămâne, ego-ul lui se ascunde în altă parte. Se ascunde în cafea, se ascunde în mâncare, vine după aceea cu restricția pe cafea, pe mâncare, pe băutură și te blochează și acolo. Dar fi sigur că omul va găsi și alte mijloace de viciu. De Omul este atașare. înclinat spre viciu. Deci viciu ce înseamnă materia, idol, face din materie. El nu este capabil să se îndepărteze de idol, pentru că îndepărtarea de idol este iubirea de Dumnezeu și el nu-l vrea pe Dumnezeu. Deci nu cunosc pe cineva care să vrea benevol, singur, din voință proprie, să se împuțineze, adică să meargă spre divin, spre modestie, simplitate și smerenie. Să vrea el lucrul ăsta. Nu am văzut. Înțelegi? Da. Deci suntem cu toții în pericol.
Da. Și trebuie să înțelegi că este foarte dur. Dacă acest fenomen a ajuns la nivel global, înseamnă că nu scapă nimeni. Adică Divinul este hotărât să ne termine. Vom fi înlocuiți. Deci, intrăm în extinse masă după 15 ani și dacă vede că rezistăm și luptăm, vor crește presiunea asupra noastră în toate modurile posibile. Pentru că și așa, în poziția aceea, noi o să fim ca niște sclavi, cum spunea domnul Străinu. L-am întrebat cum va fi noua lume nouă și a zis sclavie. Adică nu vei mai avea nicio putere. Nu trebuie decât să te supui. Și pe de altă parte, spunem că va fi cea mai frumoasă perioadă din istoria omenirii. Da, pentru că ca să fii sclav de slujitor este cea mai înaltă, cum să zic eu, comportamentul cel mai înalt care se poate întâmpla, pentru că cei care vin din Marte clinică, din lumea de dincolo, își lasă bogățiile lor și se fac slujitori. De ce se fac ei slujitori? De ce își dau bogățiile? Pentru că și-au dat seama că lumea de dincolo nu contează decât smerenia. Deci nivelul de smerenie dă nivelul din lumea de dincolo. În jurul meu, care este foarte, foarte mare, are o iubire la care nu m-am putut opune. Eu vreau să rămân acolo, că era bine și plăcut. Eu nu aveam constrângeri de niciun fel. Era super raiul, știi? Dar Da. uite că nu m-a lăsat, m-a luat, deci e poruncitoare, iubirea e poruncitoare, e o forță imensă. Deci dacă ființele extraterestre ne manipulează acum, ne manipulează că au această putere a iubirii incredibilă. Deci o civilizație este o hipercivilizație numai dacă se comportă cu iubire, dacă are la bază iubirea. Iubirea însemnând lipsa interesului propriu pentru sine, nu faci nimic pentru tine. Faci totul pentru ceilalți. Exact cum fac celulele noastre. Fiecare celulă, 80% din energie o dăruiesc. Nu sunt preocupate de ele. Dar în momentul în care sunt preocupate de ele, devin canceroase. Deci o celulă canceroasă este o celulă egoistă. Dar ele, cum ajunge omul egoist? Când modelul lui de comportament, modelul lui mental, este de adicție. Adică de a aduna cât mai mult bine pentru sine. Deci bolile vin pe comportament. Și din cauza asta, ele pot fi retrase tot prin comportament. Ce facem noi cu operații și cu medicamente este doar o amânare. Dacă nu se schimbă comportamentul, vei muri. Așa a pățit tatăl meu. Nu și-a schimbat comportamentul, nu i-a ajutat nimic medicamente de ultimă generație, nu a existat scăparea, a intrat pe nivel superior o boală care l-a dobărât complet la pat și a stat un an de zile la pat. Deci nu există soluție decât schimbarea comportamentului și cât mai repede ca să nu murim, murim cu toții. Pe de altă parte, dacă stai, omul zice, a, primesc un venit minim garantat, stau acasă, mă distrez, mă plimb, fac ceea ce îmi place, nu e chiar așa. Dacă nu faci lucrurile grele și dificile și nu dai celuilalt care are nevoie energie ta, adică sacrificiu, că oamenii zic, a, mă duc la serviciu, dar percepe serviciu ca un sacrificiu, e bine că e sacrificiu, îți salvează viața serviciul respectiv. Dar când nu o să mai aibă, ce să facă? Probabil că ne Da. apucăm să spălăm străzile singuri, nu? Le măturăm, facem muncă patriotică în folosul societății, fără să ne pună nimeni. Dacă Păi, cei care înțeleg. da. Deci, cumva, ca să sumarizăm ce ați zis, o să urmeze o perioadă și ani buni de suferință și de pierderi, poate colosale, la nivel individual și la nivel planetar, dar este perioada cea mai bună pentru noi, fiindcă este perioada care ne salvează sufletul și care ne înalță din punct de vedere divin, că ne dezlipește de tot ce înseamnă material, lăcomie, ego și toate lucrurile pământului create de om, să le pierdem ca să ne putem apropia de ceea ce ne-a dat Dumnezeu de suflet. Da, încă asta este foarte bine ce se întâmplă, din punct de vedere al sufletului. Pentru Și ego să va ne fi suferință. bucurăm. Da. Pentru ego va fi suferință, va fi dramă, va fi cumplit. De neînchipuit. Adică gândește-te că omul strânge o viață întreagă bani și îi sunt confiscați. Și Nu vor e. urma probabil 15-50 de ani de
restrângeri și suferință și toate cele și după aia iar o perioadă de 50-100 de ani de bunăstare în care ne atașăm și ne... Problema este să rămânem acolo. Adică să nu când încercăm să găsim subterfugii pentru ego. Știi? Să rămânem acolo, că altfel iar o luăm de la capăt. Deci, exteriorul va veni cu acele reguli și cu acele restricții în funcție de nivelul nostru de atașare. Deci, orice am face, dacă ne atașăm, vom fi restricționați. Acum este și mai greu să te restricționezi, că vine cu inteligența artificială, care te măsoară la fiecare pas. Fiecare pas ți-l măsoară. Păi eu fost... De exemplu, mergi prea puțin, zice, stai puțin, că trebuia să mergi 10.000 de metri. 10.000 de pași. Pași. Da. Păi au fost, nu știu, 30-40 de ani de comunism în care ne-au luat tot și ne-au restrâns și așa. Acum am avut 30-40 de ani de bunăstare, acum iar încep restrângele să ni le ia. Dar să vezi ce face dacă se raportează la pași. Deci trebuie să faci 10.000 de pași zilnic. Și nu-i faci. Păi dacă nu-i faci, nu-ți mai dau să mănânci. Te duci la magazin și nu mai ai de mâncare, știi? Da, sincer, la cum suntem noi, ne-ar prinde foarte bine că, uite, la un câine sau la o pisică, dacă ți se îngrașă, pur și simplu nu-i mai pui în bol. Dar dacă nu poate el să-și ia. Așa și noi, când depășim, să ni se ia bolul. Da. Că altfel noi de bună voie nu ne putem controla. Ne slăbesc ăștia pe toți. Și ne fac sfinți. Da, da. Școala ne înalță. Ne înalță, și să ne bucurăm. Ne ajută. Deci trebuie să vedem partea plină a paharului. Corect. Da, pierderi vor fi în toate modurile posibile, dar trebuie să ne uităm la partea plină. Pe de altă parte, dacă vin cu tot felul de împunsături și mai departe și nu mai ai niciun fel de șansă, s-ar putea ca să nu vină pentru tine, adică pe tine să te sară, să te uite sau să fii inactiv. Da, cum au zis, am avut destule testimoniale pe canal aici când a fost perioada cu V de la după anul 2020, în care oamenii mergeau și efectiv nu mai aveau doze sau îi săreau sau îi chemau altă dată sau... Perioada Vineguard. BlackRock și Vineguard. Și BlackRock, da, da, da. Da. Corporațiile. Da. Este o epocă în care omenirea a fi condusă prin corporații. Dispar țările, dispar familia, religiile, toate, statul, națiunea, toate conceptele astea se pulverizează. Corporația n-are granițe, n-are granițe, da. Și n-are milă, n-are sentimente. Se și vede, dacă vrei să vorbești cu o corporație la telefon, vorbești cu un robot. Te poți spune și la el cât vrei, că nu te aude, nu te ascultă. Exact. Exact. Trebuie să te păzești de bunăstare. Deci o să intrăm în faza în care trebuie să fugim de bunăstare. De bunăstare, de binele propriu, pentru că e o legătură. Legătura înseamnă o altă modalitate prin care ei te pot constrânge. Și până la urmă pierzi lucrul respectiv. Să ne desprindem de posesii și atașamente cât mai mult pe cont propriu, ca să nu fim după aia detașați cu forța de ele. Da, cu lucruri simple. Spre exemplu, înjumătățești. Nu mănânci până la capăt. E deja o realizare imensă. Sau mănânci puțin, sau mănânci o dată pe zi, cât mai brut, apropiat de natură. Tot sistemul acesta legat de mâncare este o mare realizare, pentru că în spațiu gol va veni divinul. Deci trebuie să retragi. Ego-ul este binele propriu. Când retragi binele propriu, înaintează divinul. Deci ești interesat ca să supraviețuiești, exact ca aia cu avionul, trebuie să ai cât mai multe dumnezeire în tine. Adică cât mai puțin bine pentru tine. Să te împotrivești continuu mai mult binele tău. Sau te speli cu apă rece dimineața. Nu? Sau nu mai investești în aspect. Nu-ți mai schimbi hainele mereu, să-ți cumperi altele noi. Sau le dai pe toate cele vechi pe care le ai și anul următor îți cumperi altele noi. Și așa mereu ești curat și cum trebuie. Nu?
O modalitate. Dar trebuie, spre exemplu, la femeie este o problemă că trebuie să evite să investească în aspect frumusețe și înfățișare, în imagine, pentru că asta înseamnă înseamnă pierdere de energie pe formă. Deci forma îți mănâncă din suflet. La fel ca mâncarea. Mâncarea peste nevoie îți mănâncă din suflet. Deci tot ceea ce noi apreciem din lumea aceasta ne ia din viață. Mănâncă din noi. Da. Exteriorul, ca să supraviețuiască, trebuie să ne capteze. Deci cum mănâncă? Prin ochi. Deci prin atenția noastră și prin preocupările noastre pentru exterior, noi îl întreținem. El funcționează. În momentul în care ne retragem atenția, atunci noi descoperim că suntem o ființă a cerului. Da, dacă am fi puțin atenți la comportamentul nostru și la feedback-ul, să zic, dat, o să observăm, spre exemplu, că în momentul în care îți face o plăcere, mănânci o prăjitură sau așa, când ai terminat prăjitura, s-a terminat și plăcerea. Și deci nu e o plăcere de durată, că nu poți să mănânci într-una prăjituri ca să reziste plăcerea. Dar dacă, spre exemplu, îi faci cuiva o fericire, ajuți pe cineva sau îți dă un sentiment care durează, care persistă. Deci inclusiv ce simți tu în corpul tău, e un feedback de care e fericirea adevărată și care nu. Corect. Așa este. Dar vezi că este foarte greu de înțeles și de acceptat că mai mult binele nostru, de fapt, ne omoare. Că ăla este diavolul, că trebuie să ne ferim de el. Noi, în toate modurile posibile, de dimineața până seara, ne căutăm binele, comoditatea, ușorul, plăcutul. Înțelegi? Și te poate omorâ, spre exemplu, dacă de fiecare zi mergi cu mașina la servici. Chiar aia te poate omorâ. Dacă când ajungi acasă, mergi numai cu liftul, te poate omorâ. Că se pierde cantitate mare de energie pe chestia. Deci lucruri care aparent sunt de nimic. Sunt esențiale. Esențiale. Sau modul cum mănânci o mâncare. Ți este foame, ai ajuns la prânz, nu? Îți cumpere ceva să mănânci și dacă mănânci cu lăcomie, iar ai pierdut energie subtilă. Trebuie să suspensi. Adică ai un corn în sandwich din acela cu de toate și mănânci doar până la jumate și l-ai lăsat. Să nu te duci cu totul spre materie. Sau le înjumătățești, tai jumate din el și dai unui coleg. Mai câștigi energie și din faptul că ai dăruit. Că ai dăruit. Ai făcut un bine cuiva, da, o bucurie. Corect, corect. Deci trebuie să evităm preocuparea exagerată pentru interesul propriu. Ăla ne omoară de nu ne vedem. Din cauza asta, să știi că stăpâni la lume, adică ființele din lumea de dincolo, a intrat așa cu buldozerul noi, pentru că noi pierdem pe bunăstare cantități uriașe de energie subtilă. Deci nu se mai poate. Omenirea nu mai are energie, a consumat-o. Și este la linia roșie subțire. Asta ce înseamnă? Că fiecare individual. Deci noi nu mai putem referi la energia de rezervă a omenirii, că ea nu are. Atunci se dă pe cont propriu. Asta înseamnă că dacă ne prinde la linia roșie subțire, deci un abuz, un mic abuz de o prăjitură peste... Raluca mănâncă tiramisu. Tiramisu este un pachet din ăla cu 5-10 tiramisuri. Știi? Da. Dacă, deci este o metodă prin care ea de fapt duce ego-ul dincolo de linia roșie subțire și atrage neplăcerile în viață. Deci noi suntem executați acum individual. Deci la nivel planetar, să zic, nu mai avem șansă să nu trecem de această linie roșie. Trebuie să vină restricție pe toată lumea. Și atunci, strict, ca individ te mai poți salva. Și dacă ne prinde individual că suntem mai atașați decât alții, vine punctual. Vine punctual. Da. Mai presiunea mult mai mare. Adică noi în sine vom chema mai multe forțe ale cerului, neplăceri și necazuri și mai mari, dureri fizice, suntem în pericol de accidente, în accidente omul suferă, dar accidentul este atras de prea mult bine pentru sine, ăsta este păcatul, prea mult bine pentru sine și cauza bolilor, boala blochează acest bine pentru sine, că pe el se pierde energie subtilă, boala este vindecarea, ne ajută, la fel și necazul, este un lucru deosebit de important, deci fără el nu i-am putea să murim de mult. Deci avem nevoie de necazul ca de aer și de dureri, de boli. E invers totul. Dar putem să ne facem o strategie de viață, să trăim viața desprins. Adică să nu facem totul pentru exterior, să păstăm o distanță,
Știi cum este viața? Ca un nisip mișcător. Dacă ai făcut un pas în el, te-a înghițit. Sau ca o plantă carnivoră. Dacă stai mai mult cu atenția pe ea, începe să te înghită. Uite din energie, ți-a din viață. Trebuie să te păzești de ea, de materie. Credeți că ar putea exista vreodată, spre exemplu, la nivel global, să fie asta cunoașterea generală? Adică, spre exemplu, ce spunem noi în școala iubirii, nu, să fie aia adevărata școală? Nu va fi niciodată la nivel sau global. Lumea întotdeauna, la modul e același proces, majoritar, va fi destinat pieirii? Majoritatea va fi destinat pieirii. Uite-te și tu, spre exemplu, vița de vie. Fiecare bob ar putea să dea naștere unei alte plante. Ea face o risipă. Deci natura face risipă de șanse. Deci își amplifică șansele ca cumva unul din miile de boabe să ajungă să rodească. Deci așa face și cu oamenii. Deci ea amplifică, adică își mărește șansele ca cumva câțiva să poată să depășească această lume. Nu toată lumea. Nu toată lumea e destinată să ajungă în rai, să depășească fluiul de gânduri, nu, nici gând. Foarte puțin. De obicei oamenii se înfurie, mai și cad, mai și uită. Nu. Problema este să rămânem constanți. Și de ce? Pentru că dacă ești constant, rămâi acolo. Deci important pentru divin este să rămâi. Adică să fii așa de convins că aceasta este calea încât să nu mai abandonezi niciodată. Să fii așa de convins că orice ai face pentru materie vei pierde. Va veni suferința peste tine. Adică să ajungi la nivelul în care să nu o vrei. Să nu vrei, pur și simplu. Treci pe lângă, da. Să fii indiferent. Treci pe lângă strudel, nu vrei strudelul. Pentru că știi că înseamnă consecințele. Nu-i nevoie. Ai putea să-ți iei o haină nouă, mai frumoasă decât cea pe care o ai. Nu vrei. Deci nu amplifici, pentru că sunt durere. Plăcerile înseamnă plăcere-durere. Orice plăcere ne ia din viață. Nu, trebuie să ne ferim de ea. Este indianul acela care a ajuns la 125 de ani, 130 de ani și l-a întrebat ce ați făcut. El a zis chestia cu mâncarea, că abia dacă îmi amintesc când am mâncat ultima dată, deci acolo este clar, mănânci puțin. Și a doua, pentru că cu cât mănânci puțin, următoarea dată nu vei mai mânca, pentru că intind un regim de supraviețuire. Organismul funcționează foarte bine cu puțin, nu știe să funcționeze cu mult și atunci le depune. Iar a doua, foarte interesant, a zis că nu am avut dorințe. Deci dorințele înseamnă eu pe primul plan, deci un comportament din ăsta de a aduna pentru sine. Nu a fost interesat de persoana lui, dar nefiind interesat mult timp, a ajuns să fie felul lui de a fi și comportamentul lui, personalitatea lui. Și așa a rămas. Deci trebuie să ajungi să rămâi așa. Adică indiferent de tentațiile care îți vin din față, tu să nu le vrei. Numai atunci se ajunge în rai. Deci e o verificare. Da. Școala asta de pe pământ este o școală de corecție în care sufletul se înalță. Deci noi am venit aici pentru dincolo. Ca mijlocul atracțiilor vieții să nu le vrem. Dacă nu le vrei, ajungi în rai. Deci capacitatea și puterea de a accepta înjosirea și umilința fără să te supere este raiul. Sau atracțiile vieții. Deci vin atracțiile spre tine și tu nu le vrei. Forța cu care zici nu acestor atracții, forța de înfrânare este forța ascensională în lumea de dincolo. Deci noi nu suntem interesați să ne facem plăcerile, că mâin. Suntem interesați să nu le facem. E invers. Și pare o nebunie dacă te uiți la un om că fiecare este nebunit să-și facă plăcerile. Parcă suntem nebuni. Păi mori. Că tu te bucuri de energia pe care o pierzi, o iei din tine. Nu exteriorul. Exteriorul doar este ocazia care scoate din tine energie subtilă, dar pierzi și mori. Deci noi murim cu fiecare mâncare pe care o realizăm. Deci nu suntem interesați să mâncăm mai mult decât avem nevoie. O dată pe zi e suficient și nici atât. De ce? Pentru că noi suntem o ființă a cerului. Și ca să fii o ființă a cerului, trebuie să intri în această definiție a ființei cerului, care nu este preocupată de materie. 0,5-3%, de ce să fim tot timpul preocupați? Și o viață întreagă suntem ocupați de partea cea mai mică și când se trece de fluviu de gânduri, uităm tot. Păi unde e preocuparea aia? Nu?
Deci ne-am pierdut o viață întreagă alergând după a câștiga și a avea și a ne bucura cu simțurile și după fluviul de gânduri se uită totul. Pentru că nu este important. Și rămâi doar cu acele momente în care tu te-ai înfrânat, te-ai sacrificat pe tine pentru celălalt. Numai acela contează. Numai acela se cuantifică, se măsoară. Iar dacă nu ai din ăsta, nu se poate urca. Că partea asta deschisă de liecioară se parcurge cu greutate. Adică trebuie să ai o forță mare. Este ca o atracție gravitațională, știi? Ca să poți să depășești racheta, atracția a Pământului, folosește tot combustibilul, îl folosește până trece de zona aceasta. Exact, da, da. Și după aceea merge lin de la sine. Lin, da. Exact, așa este. Așa e. Dar trebuie să ai combustibilul. Da, da. Să treci bariera. Da. Și forța cu care zici nu la atracțiile vieții și da la solicitări este forța de urcare dincolo. Este combustibil. Zi de zi să facem asta. Dacă la sfârșitul zilei, dacă adunăm daurile și nuurile acestea, dacă nu suntem pe plus, atunci o pățim. Adică ziua următoare va trebui să fie nefericită, să te aducă înapoi. Știi? Să te aducă unde trebuia. Și noi de aia ne facem ziua de mâine cum este astăzi. Cred că e un exercițiu bun ca în fiecare seară să ne gândim fiecare dacă azi am făcut mai mult pentru mine sau mai mult pentru ceilalți. Sau un caiet. Un caiet unde pui cu plus și minus. Și să te asiguri că sunt mai multe zile cu plus decât cu minus, dacă vrei să ai o viață liniștită. Da, dar să vezi că a doua zi este așa de potrivită cum îți vine să crezi. Când ai ieșit din apartament, liftul este liber. Sau liftul este la etajul tău. Sau când te duci în stație, mașina vine imediat sau tramvaiul. Sau... Deci totul devine potrivit. Pentru că ai energie. Deci toată bătălia se face în univers pe energia aceasta din tine. Dar energia se obține prin restrângere, nu prin satisfacerea simțurilor. Adică prezența lui Dumnezeu. Toți zic că eu sunt credincios, dar stai puțin, restrânge-te. Că restrângerea ta, nivelul tău de restrângere e divin. Omul se duce la biserică și se roagă și practică un ritual, dar nu se restrânge. Dacă nu se restrânge, el nu e credincios. Deci în împărăția mea nu va intra decât cel care se leapădă de sine în mod desăvârșit. Desăvârșit ce înseamnă? Zi de zi de zi de zi. Înțelegi? Dar păi noi, dacă suntem bolnavi, mergem la biserică și ne rugăm pentru sănătate în loc să ne restrângem. Exact. Ce ne-ar aduce cu adevărat sănătatea. Exact, exact. Ce ne-ar fi adus sănătatea. Exact. Ne rugăm în loc să facem. Că de-aia ziceam, decât să te rogi la Iisus, mai bine fii Iisus. Adică fă ceea ce a făcut Iisus. Trăiește ca Iisus. Și au sărit în sus. Vai de mine, că noi nu suntem Iisus. Dar cine sunteți? Noi avem același procent ca Iisus, 97%. De divinitate. Da. Au crezut greșit că l-au făcut un model, știi? Și li se par că este de neatins. Dar fiind de neatins, ei se cred că nu au responsabilitatea să fie ca Iisus. Înțelegi? Și stau liniștiți, își văd de treaba lor. Asta zice fiecare. Că nu-i nevoie, că este prea sus și nu o să fiu niciodată ca el. Da. Înțelegi? Da. Și atunci ei continuă cu afacerile lor. Că ni s-a ascuns asta, da. Ni s-a ascuns. Nu-i se spune că suntem același procent. Și pe de altă parte, dacă am ști asta... Ne-am dat seama și ce responsabilitate presupune asta, că și Iisus a venit cu un scop aici, a făcut niște lucruri. Așa ar trebui să facem și noi, că avem aceeași responsabilitate, nu numai drepturi. Altă întrebare? Da. Să aștept, nu liniștea. Bine, eu cum ascult toate materialele înțeleg destul de ușor despre ce e vorba, dar deși ne amintim în fiecare zi și le știm, cum zice dumneavoastră, oricând putem cădea. Care sunt soluțiile? E bine să practicăm. Mă gândesc, pe exemplu, ar fi o soluție pentru cei care au strâns în bancă economiile lor să nu se dispere prea tare.
Da. Sunt două soluții, aur și criptomonedă. La aur este dificil pentru că aurul îl cumperi cum îl cumperi, dar de vândut îl vinzi sub valoare cu mult. Și necesită logistică, Necesită logistică. Criptomoneda stocare. fie, chiar dacă criptomoneda în timp va scădea la jumate, să zic, sau mai mult, nu-i nimic, ea va crește până la urmă. Și la o criptomonedă poți să-ți păstrezi proprietatea dacă o stochezi într-un portofel. Exact, să o iei în portofel, să nu ții acolo în circuit. Și Bitcoin-ul va fi mai la îndemână. Într-un portofel care nu este cum sunt acele stick-uri care nu le ții nici conectate, adică nu pot fi nici accesate. Uite, îți recomand să faci niște lecții despre criptomonede, că este exact momentul potrivit, avem nevoie și nu prea sunt. O să fac. Bitcoin. Deci gândește că este cineva care nu cunoaște deloc domeniul, ar vrea să facă ceva, care sunt pașii pe care trebuie să urmeze, să îi pui pe hârtie și să-i citești și să ne înveți lucrul acesta. Este cel mai... De aia zic, nu... Oamenii cred că dacă schimbă politicienii, pun pe altcineva, cineva va fi pentru ei. Nu va fi niciodată pentru ei. Cel care este pentru ei este cel care arată ce să facă într-o situație dificilă. Acela e mai important decât un politician. Deci tu poți să fii un om foarte important, ajutând oamenii, dându-le o soluție pentru noua lume nouă. Pași practici, cum să te descurci. Pași practici, da. Practic. Deci Sigur. nu văd altceva. Mai este cu să cumperi, dar proprietăți, dar acum sunt puși pe luat. Pe luat și deodată brusc îți dă o lege, zice, nu mai ai voie decât o singură proprietate. Și gata, s-a pierdut. Da. Și aia să nu fie a ta. Sau te pune să o înstrăinezi. Da? Da. Sau ia să nu-ți mai plătești impozitul pe proprietate. Să vezi a cui cu adevărat. E a ta Da. sau e a lor? Da. Sau împrumutul de la bancă. Nu se cumpără, în perioada asta nu se cumpără casă sau altceva, că îi vor Exact. mări dobânzile, va veni și inflația și nu vei mai putea să plătești și ți-a casa pe care o ai. Exact. Da. Aia Corect. pe care ai cumpărat-o, dar ți-o iei și pe a ta. Deci Da, deci... legile sunt instrumente acum de scădere, de desprindere de materie și pierderea proprietății băncilor. Deci partea asta cu criptomonedele ar fi totuși o variantă oarecare la îndemână acum ca să îți stochezi o parte poate din ce ai economisit și să mai faci poate pe viitor tranzacții fără să fii complet blocat. Și din alte puncte de vedere să încercăm să ne restrângem, Da. să... Și trebuie să înțelegem că, spre exemplu, când vine bail-in-ul, bail-out-ul ăsta, nu știu cum se numește exact, adică confiscarea banilor din bancă, îi se fac peste o anumită sumă, să zicem peste 10.000 de euro în bancă. Da. Mai este posibilitatea să împarți banii la mai multe În mai bănci, multe nu? conturi La mai multe și conturi, este o bănci, altă da. posibilitate, pentru că nu-ți va mai da voie să scoți decât 100 de dolari sau euro pe săptămână sau ceva în genul ăsta, nu știu care sunt regulile, au fost în Grecia experimentate, dar trebuie să se înțeleagă că când se face conversia, exact cum a pățit bunicii mei, la moneda digitală se va pierde mult. Se va pierde 50, 60, 80%, Din 90% se va valoare. pierde mult din valoare. Deci Da. deja ți-au confiscat din valoare. Deci Mai zici. proprietatea și banii vor trece în posesia elitei mondiale. Ați mai zis într-un video că o soluție ar mai fi să plătim totul cu cash ca să amânăm cât de mult posibil digitalizarea asta. Exact. Și să nu mai cumpere de la corporații, de la Da, corporații. că noi le dăm puterea prin Mall-uri faptul sau ce sunt ele. că ne dăm banii noștri lor. Da. Noi le... Da, Da. trebuie stimulați producătorii români, magazinele românești.
ăștia micii, trebuie mereu cumpărat de la ei. Am zis că la mine, aici, în București, la Ubor, sunt familii care produc de toate. Și da, păi și, că un supermarket. Și în Sibiu. Da. Și în Sibiu, dacă aici nu mai găsești mergi și cumperi de la lactate ei și elementele de bază, brânză, lapte, ouă și mai departe, pâine, le iei de la ei. Mezelul, da. Le iei de la ei. Carne, tot ce vrei, numai de la ei. Și ajuți. Da, și asta, da. Îi ajută și pe ei și pe tine și ajută și la nivel general să mai amânăm. Să amâne, da. Uite, au pus în supermarketul automat, în acela te duci și îți faci singură plata. Și da. Mulți tineri să duc acolo și le-am spus, păi dacă te duci aici, nu, o doamnă de la casierie îi îndemna pe oameni să se ducă să-și facă autoplată. Singur, da. Și am zis, păi doamnă, de ce faceți asta? Că vă dea afară. Exact. Dacă vede că nu mai e nevoie de da. Casier, da, da. Așa sau e. plata să nu faci cu cardul, să faci cash sau cu telefon, să faci cash, că atunci cash-ul încă funcționează și circulă. E când vor vedea că cash-ul nu mai circulă, este momentul în care îl vor retrage pentru țara noastră. Da, corect. Da, și am agreat deja că și retragerea, ai văzut ce înseamnă? Înseamnă blocarea banilor în bancă, că trebuie să fac un fenomen, să blocheze complet cursul. Banca o închide și după care nu-ți mai dă posibilitatea să-ți mai iei banii, ți-i confiscă. Deci e confiscare. Trecerea la monedă digitală, omul trebuie să înțeleagă că este confiscare. Va pierde, da. Va pierde din curs. Îi se va lua mai mult decât inflații, se va lua cel mai mult posibil. Chiar mi-am comandat ieri un ghiozdan de pe EMAG, să vedeți chestie. Și dacă alegi să plătești cu cardul pe loc, prețul acel stabilit, dacă vrei să plătești cash, îți mai ia 5 lei în plus. Deci descurajează activ plata cu cash, da. Tocmai că prin digital au ei controlul da, total. Da. Și totul trece la digital. Deci nu trebuie să facem comenzi la case de comenzi prin net. Este comod într-adevăr și așa mai departe, dar închide poștele după aceea. Da, toți cei locali. Da, și rămân numai corporațiile și atunci gata, s-a terminat cu tine. Deci omul este îndemnat singur alege soluția cea mai proastă. Da. Așa e. Pe de altă parte, nu mai vorbesc de lucruri și obiecte. Obiecte mai mult decât ai nevoie, deja înseamnă o pierdere. Adică te-ai pierdut energie prin mai multe locuri. Da. Se pierde energie static. Că le ții acolo, este deci banul este flux de energie. Și banul trebuie să nu îl duci pe materie. Deci banul, rolul lui este îl folosești atât cât ai nevoie și ceea ce depășește necesitatea îl dai. Adică noi suntem niște noduri. Noduri într-un rețea energetică în care să te ajuți unul pe altul. Cum fac celulele. Deci nu e făcut ca să folosești energia pentru tine, că atunci te transformă într-o celulă canceroasă și mori. Mori prin faptul că ai depus banii acolo în bancă și folosești mai pentru tine. Știi? Și ai blocat energia. Ai blocat energia, da. Și apoi te miri că de ce ai venit nu știu ce boală de lungă durată. Din cauza asta. Da, da. Că nu vezi legătura între bani și boală, știi? Nu, sau sănătate. Omul nu vede legătura și nu înțelege. Da. Sau lucru, sau obiecte. Deci trebuie da. Să te împuținezi în toate formele posibile și tot ce depășește necesitatea să dai. Din cauza asta nici nu e nevoie să ai mai mulți bani decât trebuie, nu e nevoie să ai o poziție importantă în societate, că alea sunt probleme. Oamenii aceia, spre exemplu, își atrag nefericiri. Se desparte familia, divorțează, rămân singuri, deci trebuie plătită. Deci adicția respectivă de energie pe care o păstrează numai pentru ei trebuie plătită. Și se plătește printr-o pierdere. Pierderea este ca la oala, sub presiune. Trebuie presiunea respectivă să fie dată afară. Nu?
Deci pierderea, rolul pierderii este să te detensioneze. Că altfel explodează într-un necaz, într-o neplăcere. Deci noi avem nevoie de pierdere ca de aer. Deci omul care, spre exemplu, face o afacere mare de succes, dar o ține numai pentru el, nu face nimic pentru ceilalți. El a blocat energia banilor și atunci blocajul respectiv îi explodează în interior. Îi explodează în el și atunci se trezește cu că trebuie să vină din față o pierdere financiară sau familia se desparte și rămâne singur. Și nu știe de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Așa din senin. Știi? Deci o afacere de succes ia în sine afacerea, cât și pentru proprietar, pentru cel care o are, care o conduce, este una care face pentru ceilalți. Exact. Nu egoist. Asta e secretul succesului. Noi să facem, dacă vrei, facem pentru canalul tău discuții despre succes. Deci cum să sigur, ai succes? Sigur. Succesul nu înseamnă succes individual, adică te-ai închis. Ai închis banii numai la tine ca să-i folosești. Nu, că ai început să pierzi atunci. Și nu-ți mai vină. Ca să-ți vină oportunități, trebuie mereu să dai din ei. Adică să faci ceva pentru bine celuilalt. Fie da. Și, spre exemplu, angajezi alți oameni, nu? Adică creezi locuri de muncă. Și atunci crește afacerea. Da. Totul să fie pentru ceilalți, nu pentru tine. Tu să fii în direcția dăruirii, da. Da, tu nu să fii important. Da, da. Da, și atunci crește. Afacerea crește foarte mult atunci. Dă-mi eu exemplu cu ăla cu tequila. Da. Deci, el nu făcea o chestie deosebită. Bine că era dureroasă pentru un om obișnuit. Deci 50% din cât câștiga, el investea lunar pentru maidanezi, le făcea cantine, le făcea unde să doarmă, știi, avea grijă de ei și apoi s-a extins la toate Statele Unite, că sunt vreo 52. Și da. A observat că mereu îi veneau alții care vreau să se asocieze cu el și toate afacerile au de succes. Că el făcea golul ăla și acolo venea divinul și făcea... Deci ăsta este secretul. Ca să poți să ai succes, trebuie să faci golul ăla. Adică să dai. Dar nu te dea aiurea așa banii, ci pe proiecte. Deci el făcea doar proiecte. Și uite, cum poți să faci o afacere care nu e neapărat îndreptată din start înspre a dărui. Un exemplu foarte bun este Marian, care având un magazin de ceasuri de lux, nu e neapărat o afacere în care să dăruiești, de exemplu, n-ai făcut o cantină, dar el prin profiturile pe care le face pe magazin dăruiește și atunci indirect dăruiește prin ajutorul afacerii, ceea ce asigură continuitate. Sigur, n-a ajutat pe noi, da. El, da. De fapt, ne-a ajutat foarte mult. Da, da. Și prin sacrificiul lui, că el stă și face binare. Corect. Discută. Corect. Da. Și deci, discută în drum spre servicii, el face binare. Deci chiar dacă ai o afacere și nu e neapărat în direcția asta de dăruirii, poți să faci indirect, prin donații, prin a sprijini proiecte care fac un bine. Sigur. Și așa se ajută pe sine. Implicare. Că da. Oamenii care vin la el, vin în golul ăla. Dacă el n-avea golul ăla, nu veneau. Înțelegi? Deci situațiile favorabile, ca să vină spre tine, trebuie să aibă un loc. Să aibă unde să vină. Și ca să vină, trebuie să faci loc. Și locul ăsta înseamnă să dai ceea ce prisosește. Faci loc și apoi vine situația favorabilă. Ăsta e secretul succesului în viață. Să nu păstrezi totul pentru tine. Că atunci se blochează afacerea și nu mai funcționează. Deci omul acela vine pentru că tu te-ai golit. Nu vine că vrea el, ci Dumnezeu îl pune să vină pentru că are loc unde să vină. Deci întâi faci loc și apoi oamenii vin. Situațiile favorabile vin. Este simplu. Dar nu toată lumea. Majoritatea se blochează. Fac totul pentru ei și gata. După care încep situații nefericite în familie, nu? Drame personale de toate felurile, pierde boli și mai departe, durere. Și nu m-au explicat. Și din păcate te lovește unde te doare mai tare, acolo, la exact, copii. Exact. Da. La copii, la soție, acolo vine. Da.
Că o despărțire nu este de acolo. Spre exemplu, hai să zicem, un om bogat nu a dăruit nimic, a folosit mai pentru el. Deodată se desparte de soție, soția pleacă în altă parte sau se întâmplă ceva cu ea și el trebuie să împartă averea. Și n-a dăruit atât de mult, atâta timp și este pus de divin să dăruiască mai mult. Să dea. Da. Să piardă din averea lui jumătate. Corect. Da. Deci oamenii trebuie să știe că divinul va acționa cu, în forță. Deci dacă ne vede că suntem... Deci oricum ne-a nivelat, dar nu ne-a nivelat într-un hal în care ne vine acum asupra noastră cu noua lume nouă, în care nu veți mai avea nimic și veți fi fericit. Deci forța cu care vine acum este incredibilă. De ce? Pentru că acum ne afectează pe fiecare. Dacă înainte ăia bogați erau afectați, acum nu. Fiecare. Chiar dacă nu ai mai nimic, ai și tu atașamentele tale și vei fi lovit în ele. Și s-a văzut încă de acum 2 ani, că am fost afectați toți. Toți, doar... toți, toți. Da. Deci toți avem ceva de reparat. Că altfel n-am fi fost afectați. Nu ne-ar fi... Dar trebuie să înțelegem că este rău într-adevăr pentru ego, pentru diavol, ego-diavol, dar este bine pentru suflet. Este singura soluție prin care noi putem să ne eliberăm de atașamentele de materie. Așa. Dacă vrei să trăim pe acest pământ, să mai există omenire. Altfel ăștia ne extind, ne scot din planul fizic și aduce în locul nostru alte civilizații. Alte hipercivilizații. Corect. Care, repetăm, sunt civilizații spirituale, nu sunt tehnologice. Cum credem noi. Ăsta e secretul. Da. Spre suflet, nu spre materie. Bine, Marius. Bine. Mulțumesc frumos. Da. Și eu pentru răspunsurile tale și timpul tău. Și atunci facem. Facem despre succes sau pe... ce alte teme crezi tu de cuvinte, criptomonede? Da, și niște sfaturi practice, ce ar putea face oamenii. Da, dar te apleci tu asupra criptomonede și cauți să studiezi fenomenul și să te gândești că ai în fața ta un om simplu care nu știe nimic. Asta e situația cu care se confruntă, ar vrea să găsească o soluție, care sunt pașii în care să meargă. Adică pentru cei care nu știe nimic. Adică să fie simplu explicat și să știm pașii de făcut. Păi adevărul e că majoritatea așa și este. Da. Fiind un ceva atât de nou și spre care lumea acum începe să se îndrepte, există lacuna asta de cunoștințe care e binevenită să o suplinim, mai ales dacă știm. Da. Și de ajutor. Bun. Mulțumesc frumos. Zi frumoasă. Bine. Și eu mulțumesc. Numai bine. Pa, pa.